De ce trebuie să vină Domnul Iisus Hristos? Și uite de ce trebuie să vină. Pentru iertare, spune amin. Pentru semnificație, pentru confort spiritual, pentru odihnă, pentru a ajuta pe alții, pentru a lua ce ți-a dat Dumnezeu și a împrăștia, pentru a primi direcția și ținta finală de a ajunge mântuiți în Împărăția lui Dumnezeu. Să ținem toată adunarea glorie Domnului. Este pe textul ăsta ceva care vreau să închei cu el. Iisus, după ce le-a dat ținta, Betsaida, o dispărut. Și știți textul care l-am citit în seara asta? S-a dus, o dat drumul la noroade și de punctul ăsta merită predica de altă dată. S-a dus singur într-un loc pustiu și s-a rugat. Și după aceea s-a dus, după ce a terminat povestea asta cu norodul și cu rugăciunea, s-a dus pe țăr. Și până la patra strajă din noapte. O stat pe țăr și o privit ucenicii. Toată noaptea. Când m-am uitat la textul ăsta, m-am întrebat. Adică pentru ce să stea Domnul până dimineață, să stea la ei, într-o noapte foarte furtunoasă, în care ei se chinuia și se lupta cu viața. A stat pe țăr, până la 4 străzi, spre dimineață. Când a decis să intre în scenă, pășim pe aia. Este un moment dificil aici. Un moment pe care toți care suntem aici, ne-am întotdeauna trecut. L-am găsit în viața noastră. Și eu. Este vorba de impresia aceea dată de vală. De boli, de suferință, de singurătate. Este impresia care naște un sentiment. Două, trei, multe. În care simțim că Iisus nu e. În care simțim că Iisus ne-a abandonat. Îmi spunem prea mă întreba. Prea des. Și interpretăm în fel și chiri povestea. Și suferim. Și plângem. Și suferim. Vreau să vă spun tuturor. În toată perioada asta pe care am trecut și de fapt aici. Să țineți minte, adevărul cu pocăință. Iisus e cu ochii pe tine. Iisus te urmărește în seara de operație. Când poate întinsă sau întinsă acolo prin pat, așteptând anestezia, te întrebi, fără glas, pe unde ești doar? Ai vrea să-i vezi pași în salon, nu-i vede. Ai probleme acasă? Poate cu pruncii tăi? Te rogi poate de multe vreme pentru ei. Și adormi îngurerată și ținești câteodată lacrimile adormite. Și ai vrea să pășească Iisus atunci repede în viața copilului tău sau fiicei tale și până spre dimineață când se întoarce să vezi o schimbare radicală în viața lui sau ei și nu vezi. Nu vezi. Am întâlnit un om deosebit săptămâna asta care a trecut. L-a dat Dumnezeu. Am avut nevoie de el. Și mi-a spus, frate, vinea dimineața la pat, și-a gățat haina în cui, și soția mea a căutat prin buzunare și găsa brichet. Eu nu știu. Luam hainele și de mirosea. Și-mi chideam nevasta de mine și spuneam, spuneam. Ne-a mai dat Domnul și sunt copilul mic. Și nevastă spunea, e creață. E rău. Iar eu m-am dus la copilul meu și am spus, du-te haine, sunezi? Da. Du-te haine și bagă-le la spate. Că nevastă, maică-ta e gravidă și eu. A venit noaptea la doi, mergea în baie și-mi coma toată la și stătea lângă el.
Frate Gabriel a fost adus. L-am iubit și am spus, când mergea la distracție, m-a, s-a dus în Revelion. Eu cu maică care mă să ne rugau să răstim. La două noapte a fost acasă și a spus, ce s-a întâmplat? Mi-e rău, nu? Ai mâncat ceva? Nu, nu știu ce s-a întâmplat. Noi știam. Sunt vrăi cu pustii, vrăi cu greu. Poate tu însuți ești întrebarea de ce? Și te întreb în seara asta. Pe unde ești tu? Pe unde ți-i spași și tăi? Pentru să ți-i zic că el nu e. Și mi-a spus, mi-a dat seama că în toată valea asta, Iisus era totuși cumva. Vă spun tuturor că sunteți aici în seara asta. Am întrebat în fața acestui text. Toți trecem prin rătășire. Ce trebuie să facem noi în timpul ăsta? Și Iisus ne-a spus, luptați. Vă sliți. Vă las singur. Dar nu sunteți. Urmăresc prin care ces, am pus spre țară. Nu-mi permit să doar. Mă uit cu băgați buzele și vă urmăriți în mare. Vă văd mușchi încordați. Vă transpirați cu calea în fruntele voastre și vă simt durere. O să spun un cuvânt care poate nu l-ați mai mult. Iisus îi admira. Știți că era admirația lui Iisus până dimineață? Avea în barcă niște luptători. Avea să le încredințeze lucruri mari, mai mari decât vârstele. Aveau să ducă războaie mai mari decât futurile. Și a vrut să dezvolte în ei niște suflete luptătoare. Niște caractere care nu îi nu se lasă în viață de boală, de operație. De un accident. E, aici, mi-a mai zis că frate Gabi, mi se pare că-s prea des. Dar era? Nu puteam să-mi spun. Pentru că mie nu pot să-mi spun de multe ori. Și totuși, vrea să vadă dacă abandonăm buzurile. Dacă dai din mâine odată și spui, m-am săturat, nu te epocă. N-are răză. Pocăința nu se iau cu mâinile în sân. Pocăința se iau cu tot ce am aplicat în seara asta. Pocăința îmi spune din cauza ținei, Betsaida, că să luptăm până la urmă. Dumnezeu să ridice în biserica Muntele Sionului și nu mai o ceată de luptători și luptătoare. Știți cum ați trecut voi, fulani frumoase din România? Știți de ce e împânzit Europa de biserici care îți pline de tine, de familii care se tem de Dumnezeu? Niște părinți? Care nu s-au lăsat, care au dus lupte grele pe genunchi și au văzut. Voi nu iați. Ani de zile, Iisus era pe țară. Din săraci, loviți, prigoniți, au dat la vârstă. Azi putem să asistăm la un miracol românesc. Ești o luptătoare? Sau ți-ai pus armele în cui și ai spus, m-a lăsat Dumnezeu. Nu te-a lăsat. Tu l-ai lăsat. Vreau să spun ceva. Când tu nu mai poți, mi-am întrebat că acest coleg, te puteți? Încă problema nu e rezolvată. Dar sunt semnale. Mai puteți? Foarte bine. Frate Gabi, ne crede în lucru. Am zis, am și eu un băiat mai mare, nu mai mic. I-am zis,
Să iei cu tine cât poți. Azi îți vreau să iau cu tine. Iubește-mă. Iubește-mă. Să nu-i scoți niciodată afară din casă. Indiferent cum vin, când vin și ce. Să știți că există oricum un moment în care Iisus Hristos va păși în scenă într-un mod absolut spectaculos. Să-i spunem toată adunarea binecuvântată să fie Domnul. Pentru toată povestea ce se predice în această seară, vreau să vă spun că a făcut-o și în viața mea, nu foarte des, dar a făcut-o. E momentul când vine într-un mod în care aproape că te sperie. Când El începe să umbre deasupra tuturor problemelor, cred că e pe picioarele lui, pășește. Când pășește Iisus pe apele învolburate de vieții tale, e un moment de excepțional pe care nu mai poți să-l uiți niciodată. Orice pocăit are cel puțin două, trei momente de astea în viață. Când Hristos calcă deasupra tuturor problemelor și a tuturor luptelor și a tuturor ispitirilor și a tuturor durerilor, când se ridică deasupra lor și tu-l vezi, este un moment care te va ține toată viața în picioare. Pentru că vei da seama de ce în stare Hristos când vrea. Îți va da un curaj ieșit din comun că l-ai văzut tu cu ochii tăi că într-o dimineață până la 4 o pășit pe apă și apele s-au făcut stradă. Și din miracolul ăla în prezenței sale Dumnezeu supranaturale auzi o voce. Nu vă temeți. Eu sunt. Binecuvântat să fie Domnul. Aleluia. Știți cum e umblatul ăsta acolo? Când Iisus dezvoltă o putere atât de masivă în preajma ta, încât tu simți că atunci e sfârșitul vieții tale. Și de fapt ăsta este punctul înalt a unei experiențe personale cu divinitatea care te va ține într-un echilibru sfânt până la sfârșitul vieții. Când spunem toată adunarea gloriei Lui Dumnezeu. Am vrut, stimați prieteni, să vă spun asta. Ca să știți când noi păstorii nu mai suntem, când predicile nu mai sunt, când făile sunt grele și durerile sunt mari. Iisus Hristos e acolo. Și Iisus va veni în viața voastră într-un mod unic, experimentat din persoană. Și de aici se nasc poveștile. De aici s-au născut poveștile pe care noi, ca și copiii, le știm de la tată. Grozav! Și de aici s-au născut și în viața mea povești care le voi spune fiilor și fiicelor mele și dumneavoastră. A fost în găuri și Iisus a pășit pe apă în viața mea. I-am văzut puterea. Iisus Hristos e viu. Iisus Hristos e adorat. Iisus Hristos este o realitate. Când nu mai poți, tu poate El. Dumnezeu. Și când te înscrii la oastră, El va fi. O să mă măriți. Binecuvântați pe El. Și apoi, povestea asta va urma țărul cel. Împărăția asta a venit de Dumnezeu. Toată te chem cu toată răspunsă. Stărul de casă, în picioare ca să mă atâta. Este ce m-a văzut ca o primeare și vreau să fac un lucru. A zburat acum, la 2:30. Dumnezeu să fie lângă. Amin. Nu uitați.
time.